Bine v-am găsit la Improve Football, numele meu este Ciprian Stoica și astăzi o să facem un video despre cum să devii un mijlocaș mai bun. O să facem 3 exerciții și 3 sfaturi, o să vi le dau vouă, care o să vă ajute să deveniți un mijlocaș mai bun. Trebuie să cunoașteți aceste 3 sfaturi de la o vârstă fragedă pentru a evolua cât mai mult în fotbal. Pentru că odată ce ajungi la un nivel mai sus, iar antrenorii îți vor cere anumite lucruri, tu deja trebuie să le ai pe aceste 3 sfaturi deja în bagajul tău de cunoștințe, să le faci în mod automat. Diferența dintre jucătorii de top și jucătorii care nu ajung acolo și joacă la niște ligi inferioare este faptul că ei deja au acest lucru făcut foarte, foarte bine în momentul în care erau juniori la academii. Antrenorii le-au transmis aceste sfaturi, așadar ei au aceste 3 sfaturi la nivel de automatism și ajută foarte mult. Primul sfat este poziționarea corpului, modul în care te poziționezi tu ca mijlocaș central în momentul în care poarta este, să spunem, în partea dreaptă, cum este momentul de față, da? Dacă poarta este acolo în partea dreaptă, cum te poziționezi tu dacă poarta e acolo ca mijlocaș central, da? În momentul în care vrei să primești mingea și să te duci către poartă, ar trebui să fii cel puțin jumătate întors către poartă, pentru că astfel tu vezi deja ce se află în fața ta și știi deja că poți să preiei mingea să te duci cu ea. Da? Acum o să facem în felul următor. Dragoș, fratele meu, o să joace rolul unui fundaș central și o să joc rolul mijlocașului central. Da? Primul exemplu este în felul următor. Da? Și al doilea exemplu este în felul următor. Da? Probabil ți-ai dat seama imediat și ai văzut diferența între modul în care am oprit prima oară mingea, am oprit aici, sunt cu spatele la poartă, nu știu ce se întâmplă în spatele meu și adversarul poate să vină să-mi ia mingea, să mă deposedeze și să plece către poarta mea. Da? Așa că chiar dacă nu este nimeni în spatele meu, va trebui să fac una, două mișcări până să mă pun în alergare, să mă duc către poartă. Așa că este mult mai ușor cum am făcut la exemplu numărul 2, adică să ai o poziție mai deschisă, întoarsă, jumătate întoarsă, să primești mingea și să te duci către poartă, da? Este foarte important să ții cont de poziția corpului în momentul în care joci mijlocaș central. Sfatul numărul 2 este în felul următor, trebuie să dai pasă pe poziție viitoare și pe piciorul bun al coechipierului tău. În cazul de față, să spunem că fratele meu este mijlocaș dreapta și este dreptaș, ok? O să-i dăm un pas bun în fața lui pe poziție viitoare și pe piciorul lui bun. Da? Ca să poată să preia mingea, să se ducă în viteză către poartă, ok? Este foarte important poziționarea lui în teren și să ne orientăm noi în funcție de asta ca mijlocaș central. Întotdeauna când ești mijlocaș central, trebuie să-l vezi pe el dacă vine la primit sau dacă pleacă. Ok? Trebuie să vorbești cu el, să aveți niște semnale de mână sau ceva, să vin sau să plec și după aceea îi dai pasa pe poziție viitoare sau în momentul în care vine îi dai pasa lui. Un exemplu negativ ar fi în felul următor. Dacă el pleacă, tu îi dai pasa undeva în spate. El este nevoit să se oprească și astfel echipa adversă urcă și te presează și jocul se încetinește și va trebui să întorci mingea poate către tine sau către poarta ta. Așa că este foarte important să ții cont de lucrurile astea în momentul în care vrei să dai o pasă către coechipierul tău, mai ales ca mijlocaș central. Ok? Deci mai repetăm încă o dată cum ar trebui să dai pasa pe poziție viitoare și pe piciorul lui bun. În momentul în care ai primit pasă ca mijlocaș central, da? Poziția corpului este jumătate întors, ai preluat mingea și l-ai pus pe coechipierul tău în avantaj. Ai dat pasă pe poziție viitoare. Este foarte important lucrul acesta pentru că îți pui echipa în avantaj. După cum ți-am spus, în afară de că trebuie să dai pe piciorul corect și pe poziția viitoare, trebuie să ții cont de piciorul de bază al coechipierului tău. După ce ai primit pasa și ai dat pasa către coechipierul tău, în momentul acesta am o poziție deschisă în partea stângă
și cu echipierul meu va trebui să-mi dea aici pasta și voi pleca către poartă. Este foarte important să discuți cu echipierul tău și să-i spui unde vrei să primești mingea prin poziția corpului, da? Poziția corpului îi va spune cu echipierul tău întotdeauna unde vrei tu să primești mingea, da? De exemplu, eu în momentul acesta am stat aici și am preluat mingea, dar am preluat mingea către poarta mea și nu este bine așa. Cum trebuie să fac? O să primesc mingea în fața mea și m-am dus către poartă. Da? Important este să te duci către poartă ca mijlocaș central, să ataci întotdeauna, să ataci spațiile libere și să pasezi către coechipierii tăi. Bun, aceste lucruri sunt învățate la academiile de la FC Barcelona, Ajax și chiar în România, cu siguranță, cred că la viitorul, la Academia lui Hagi. Așa că nu te mulțumi cu faptul că doar dai o pasă foarte tare către coechipierul tău și el nu o să aibă ce să facă cu mingea, da? Trebuie să dai o pasă ca să aibă ce să facă cu mingea. Da? Da? Trebuie să dai o pasă exact unde este el sau pe poziție viitoare, pentru că altfel nu o să aibă ce să facă cu mingea, ok? Sfatul numărul 3 acum este că trebuie să știi tot timpul ca mijlocaș central, pentru că ești creierul echipei, ești motorul echipei și trebuie să știi tot timpul ce se întâmplă în jurul tău. Pentru asta trebuie să torci capul întotdeauna când nu ai mingea la picior, da? Jocul fără minge este foarte important, după cum a spus și Klopp și Guardiola. Mă interesează ce faci când nu ai mingea. Trebuie tot timpul, în momentul în care nu ai mingea, să vezi unde sunt coechipierii tăi, unde este adversarul și să te poziționezi în funcție de asta. Trebuie să vezi spațiile libere, dar poți să le vezi doar dacă te uiți după ele, da? Tot timpul să știi unde sunt adversarii, unde sunt coechipierii tăi, pentru că s-ar putea în cazul acesta, dacă te-ai uitat și l-ai văzut pe mijlocașul dreapta sau pe fundașul dreapta că a plecat, primești mingea și putea să-i dai o diagonală direct. Așa că este foarte important pentru mijlocaș central tot timpul să știe ce este în jurul lui, da? Tot timpul te uiți stânga-dreapta, stânga-dreapta. Dacă nu ai mingea la picior, da, te uiți stânga-dreapta. În momentul în care ai primit mingea, deja știi unde trebuie să o dai. Xavi, Iniesta și Busquets făceau acest lucru foarte, foarte, foarte bine. De aceea au avut perioada aceea când au câștigat campionatul european, mondial, european. Pentru că îi aveau pe cei trei la mijloc care studiau foarte bine terenul, da? Trebuie să gândești. De aceea ești creierul echipei, ești mijlocaș, trebuie să gândești întotdeauna, da? În cazul în care te-ai poziționat greșit, o să-ți dau două sfaturi care o să te ajute să scapi de situație. Primul este unul foarte simplu întotdeauna, pe care mulți jucători îl evită, dar jucătorii Barcelonei îl fac, da? Să paseze imediat cu fața. Când primesc mingea, dau pasă exact de unde a venit, pentru că ei știu că jucătorul respectiv este liber și astfel, în momentul în care dă pasă pe om înapoi, nu pune echipa lui în pericol, pentru că dacă încearcă să se întoarcă cu mingea, ar putea să fie un adversar aici în momentul în care se întoarce cu mingea și să-l deposedeze. Al doilea sfat, în cazul în care te-ai poziționat greșit și ești cu spatele, dacă nu poți să dai pasă către coechipierul tău și primești pasă, încearcă întotdeauna să protejezi, da? Mâna să fie cât mai departe de corpul tău, să oprească adversarul, mingea să fie cât mai departe de adversar, pentru că astfel ai posesia mingii și adversarul nu poate să-ți ia mingea, da? Protejezi întotdeauna și când se eliberează un coechipier, dai pasă către el, ok? E foarte important să protejezi mingea și să dai pasă direct către coechipierul tău dacă ai făcut greșit poziționarea, da? Două lucruri pe care trebuia să le faci, adică poziționarea să o faci jumătate întors către poartă și nu te-ai uitat stânga-dreapta rapid să vezi unde sunt coechipierii tăi și unde sunt adversarii. Aceste două sfaturi te vor ajuta să scapi din situație. Așa că cel mai bine este să le faci pe primele trei sfaturi, să le faci cât mai bine, să exersezi din ce în ce mai mult aceste sfaturi, pentru că trebuie să ții cont și tu de ele. Dacă în momentul acesta nu le faci, ar trebui să vorbești cu antrenorul tău sau să vorbești cu un părinte care te urmărește,
să-ți vadă jocul, să-l analizeze, poți să-l filmezi cu telefonul mobil, să vezi jocul tău în timpul meciului și să-l analizezi singur acasă, să vezi ce poți să-ți îmbunătățești la jocul tău, ținând cont de cele 5 sfaturi pe care le-ai primit în videoul acesta. Acesta a fost antrenamentul de astăzi cu cele 3 sfaturi plus 2 adiționale care te vor ajuta să devii un mijlocaș mai bun. Ține cont de ele, exersează, ține minte că fără muncă nu ai cum să devii mai bun. Analizează aceste lucruri în momentul în care ești în timpul meciului, pentru că este foarte important. Așa că până data viitoare nu uita cel mai important slogan. Exersează, exersează, exersează. Bye!